Polițiștii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Maramureș au descoperit și indisponibilizat o auto-utilitară marca Mercedes în valoare de peste 20.000 de euro, care era căutată de autoritățile din Cehia. Pe o stradă secundară de pe raza municipiului Sighetu Marmației a fost identificat în staționare autovehiculul cu un număr de înmatriculare specific Cehiei. În urma unor verificări suplimentare în bazele de date, s-a constatat faptul că mașina figurează ca bun căutat pentru confiscare, alertă introdusă de autoritățile din Cehia. Autoturismul în valoare de 100.000 de lei a fost transportat și indisponibilizat la sediul instituției, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire, la final urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun.